Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. E bine, astăzi, pentru că este prima zi de școală, voi citi cele mai amuzante întâmplări ale voastre de la școală, pentru că v-am pus un status pe Facebook în care v-am zis să mi le scrieți. Avem 147 de comentarii, nu foarte multe întâmplări, dar să sperăm că sunt amuzante și că nu o să stau aici citind glume proaste. Scrieți-mi în comentarii cum a fost prima voastră zi de liceu sau de școală, de astăzi, gen. Povestiți-mi pe acolo ce ați făcut și chestii, dacă e ceva interesant. Și a postat și Shelly un sketch foarte mișto cu prima zi de școală în care am apărut și eu, vă las un link în descriere. Ok, hai să începem. Am plecat de la oră până la bar cu un tovarăș ca să bem. Ne-am întors după oră beți și l-am întrebat pe profesor dacă părem beți. A zis da. Ne-am dus iar la bar ca să bem. Viață. Când am pus un video de-al tău și a zis proful că arăți ca un drogat. Fuck! M-ați prins! Am adus un coș de cumpărături de la Kaufland și ne-am urcat în el, apoi ne-am dat prin clasă și pe holul școlii în timpul pauzelor. Dar gen, ați urcat pe scări cu un cărucior de la Kaufland? Și cum de n-a zis nimeni nimic? Nu știu, asta nu prea o cred. Când am făcut cercul la voi în clasă, vai, doamne, doamne, știți chestia aia? Când pui patru oameni cu scaune și după tragi scaunele și gen stați așa ca un păianjă, nu știu cum să vă explic. Gen chestia asta, e bine, am încercat-o și noi în clasă, știi? Ne-a ieșit, chiar ne-a ieșit. Uitați aici un video. Arica fuga! Arica fuga! Mă rog, în unele filmări nu ne-a ieșit, dar chiar ne ieșise. Pusesem și un Insta story acum ceva timp, dați-mi follow pe Instagram, aveți link în descriere. Și ce ne-am gândit noi? Ne-am gândit așa, frate, dacă putem patru, putem și mai mulți. Au venit, nu știu, parcă eram vreo 15 inși sau ceva, ne-am pus așa în spatele clasei și am făcut un cerc din ăla mare. Și s-a sunat, știi? Și aveam română și am zis, bă, hai, rămânem așa. Era destul de cateringă profa noastră de română. A intrat profa de română și ne-a prins așa că erau unii care nu erau de la noi din clasă. Și a fost super, super cateringă când a intrat. N-am filmat atunci, dar a fost super tare. La engleză, doamna în loc de six a zis sex. Stop it. Get some help. În clasa 1 am fost la bibliotecă și ne-am uitat la un film, iar un coleg de al meu a făcut pipi pe scaun și s-a făcut fleașcă. Condoleanțe la viața socială a colegului tău, pe bune vorbesc, doamne! Când a rămas un copil la noi în clasă să doarmă după ore, ce? Nu cred, deci asta nu cred. Nu cred. Nu, nu. Fuck. Eram în ora de mate, am cerut voie să mă duc la baie. Când am hotărât să mă întorc și în clasă, nu știu cum, prin magie, am intrat cu o sticlă de suc și chipsuri, însă profa mi l-a luat. Am pățit de multe ori. La ce făceam asta în a opta? La latină, la fizică, că doamna pot să mă duc la baie? Da. Mă întorceam cu suc, cu chipsuri, cu jeleuri, cu morții mei. Fix la baie nu mergeam. Sau mergeam pe teren de sport, jos, jucam fotbal. Catrincă rău, la ore. Profa de română era gravidă și eu cu colegă întârzeasem la ora dânsei și am fost să ne luăm prăjituri și am intrat cu prăjiturile în clasă și profa, v-ați luat prăjituri. Dan, p***a mea! La o altă clasă un copil mânca lapte. Nu știu cum la voi poți mânca lapte, dar păi ok, să zicem. Și diriga l-a văzut și a turnat laptele tot în cap. Ca lumea, ca lumea, dirigă. Super. Trebuia să mă ascultă la table la mate prin clasa așa și eu am spus profului că m-a ascultat înainte de vacanță. Asta s-a întâmplat prima oră după vacanța de iarnă și am spus el să reamintesc că 9 trebuie să-mi pună și mi-a pus 9. Și pe la sfârșit ori mi-a scos la tablă și mi-a dat un exercițiu destul de greu. L-am făcut și spune el, hai că nu ți-am pus 9 degeaba, la care eu, dacă ați zis dumneavoastră adevărul, pe vrăjeală, pe d-astea, îmi place de voi. Eram și odată așa în clasa 6-a, aveam o profă super, super tare. Eu sunt destul de bun la mate, știi, pula mea. Și-a dat unui coleg, profa asta 10, că nu știu ce, că a răspuns bine. Și zic și eu, doamna, dar așa am răspuns, să puneți și mie, și zice, hai că spun și eu, mi-a pus 10. Lejer! Doamna de serviciu ne-a dus laptele și cornul și eu împreună cu colegii mei aveam obiceiul că ne batem cu cornuri. Eu aveam un prieten mai grăsuț, Gabi, el a căzut în coșul de gunoi și cineva își aruncase capa-capa-tâul în coș. Uite cum a scris, brate. Și-a aruncat capa-capa-tâul, da? Băiat care vorbește frumos. Mai erau două zile de școală și venea vacanța de vară. Eram 5 copii în clasă. Ne-am pregătit dinainte să facem prank-uri la profesori, da? Prank-uri nebune, de ce n-ați filmat să puneți pe YouTube? Crazy pranks. I-am scris lui domnul de mate pe tablă, uitați-vă în jos. El s-a uitat și am dat pantalonii jos și m-a fugărit și mi-a dat cu catalogul în cap. Bă,
cât de petardă să fii să faci așa ceva la un profesor. The fuck? Cam asta au fost și poveștile voastre așa. Nu sunt foarte amuzante, gen când le citești. Bine, cred că atunci când s-au întâmplat, pe moment erau mult mai amuzante. Orice poveste pe moment e mult mai amuzantă când se întâmplă de fapt și nu când o citești. Dar am încercat să fac și eu un videoclip, să vă pun așa într-un mood mai ok înainte de prima zi de școală, pe bune. Eu mâine intru la 7:30 dimineața, de-abia aștept, Doamne, să fie minunat, minunat. Și da, cam asta acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!